6 august O scară pentru cer Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Isaia 59 cu 20 Când fugea din casa tatălui său, după ce l-a înșelat pe Iesau, Iacov era copleșit de simțământul vinovăției. Singur și alungat, despărțit de tot ce era drag, Singurul gând ce a apăsat sufletul lui era teama că păcatul l-a separat de Dumnezeu și că a fost părăsit de cer. Plin de întristare, Iacov s-a așezat să se odihnească. Îndată ce a adormit, o lumină ciudată i-a tulburat visul. Strălucind în întuneric, nenumărate stele păreau să alcătuiască o scară ce se sprijinea pe pământ și ducea în sus până la porțile cerului. În felul acesta, lui Iacov i s-a descoperit un mântuitor care vine în întâmpinarea nevoii disperate a sufletului. El a înțeles, plin de bucurie și mulțumire, calea prin care un păcătos poate fi readus în comuniune cu Dumnezeu. Scara ciudată din visul lui Iacov îl reprezenta pe Isus, unicul mijloc de comunicare dintre Dumnezeu și om. Calea către Hristos, pagina, prima parte, 19 și 20. Vindecare de plină Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Iacov 5 cu 15 Omul paralizat a găsit în Domnul Hristos atât vindecarea trupului, cât și pe cea a sufletului. Vindecarea spirituală a fost urmată de restabilirea sănătății fizice. Această lecție nu trebuie trecută cu vederea. În zilele noastre, există mii de oameni care suferă de boli fizice și care, asemenea paraliticului, tânjesc după mesajul divin prin care să li se spună: păcatele -ți sunt iertate! Povara păcatului, cu dorințele lui continue și nesatisfăcute, stă la originea bolilor lor. Ei nu vor găsi nicio cale de vindecare până când nu vor veni la cel ce este vindecătorul sufletului. Pacea, pe care numai el o poate oferi sufletului, va aduce putere minții și sănătate trupului. Hristos Lumina Lumii, pagina 270